dimineață, dragilor! Intoleranța alimentară este o afecțiune foarte des întâlnită atât în rândul copiilor cât și al adulților. Conform Organizației Mondiale a Sănătății, la ora actuală, jumătate din populația globului suferă de intoleranță alimentară. Ce înseamnă de fapt această afecțiune și de ce nu trebuie confundată cu alergia la alimente, ne spune doamna dr. Angela Peltec. Toleranța alimentară este o stare când anumite produse alimentare care se folosesc pentru nutriție nu sunt bine digerate în sistemul digestiv. Și apar anumite semne, simptome ca balonare, diaree, care indică necesitatea evitării acestor substanțe. Precum alergie la alimente, deja este o problemă imunologică, există o predispoziție genetică care vorbește că este un volum anumit de anumite substanțe, imunoglobulinele E, ele se numesc specifice anumitor alimente și cel mai frecvent produsele acestea sunt proteice. Precum intoleranța la alimente, cel mai frecvent este provocată de carbohidrați, adică și natura substanțelor nutritive diferă destul de semnificativ. Alergia alimentară poate să provoace niște riscuri majore pentru viața pacientului până la deces dacă se dezvoltă o șoc anafilactic, în timp ce intoleranța la alimente deja sunt niște condiții mai puțin severe și care necesită o atitudine specială de a identifica alimentul care provoacă intoleranță și de a-l exclude pe parcursul vieții din alimentație pentru a evita aceste semne. Frecvent se întâlnește intoleranța la lactate și în special la zahărul din lapte care se numește lactoză. La fel de frecvent este și o intoleranță la fructoză care se găsește, asta e zahărul din fructe. Sunt anumite momente care nu permit digestia adecvată a acestor substanțe nutritive, ele fermentează în intestin, provocând balonări, diaree și condiții mai puțin plăcute pentru persoane care dezvoltă acest tip de intoleranță. Pe lângă astea sunt și tot felul de oligo, mono, dizaharide, polioni, care ar putea să fie găsite chiar și în ceapă, în usturoi cruz. Foarte multă lume cunoaște că boboasele cel mai frecvent balonează, anume sunt anumite substanțe și de boboase care provoacă aceste situații și este bine să fie pus un diagnostic corect. Există mai multe metode de punere diagnosticului, există mai multe diete diagnostice care sunt dietele de excludere, care încearcă să exclude alimentele cu un potențial de a provoca intoleranță și după aceea dieta de eliminare înseamnă excluderea completă pentru 4-6 săptămâni și după aceea introducerea 1:1 aliment care are potențial de a provoca toleranță pentru să fie clarificat dacă alimentul ăsta are o problemă respectivă. La moment aceea ce putem noi să folosim sunt și niște metode care evaluează nivelul glucozei în sânge după ingesta anumitor carbohidrat și dacă glucoza se menține la nivel adecvat, înseamnă că nu este intoleranță, adică sunt niște teste, nu directe, dar indirecte mai mult, care ar putea să ne spună că există această problemă. În principiu, intoleranța alimentară are nevoie ca indicație de tratament excluderea alimentului care provoacă aceste semne și simptome. Dragi telespectatori, luați aminte, intoleranța alimentară presupune o reacție de respingere a organismului față de anumite alimente pe care nu le poate digera și asimila în mod corespunzător. Consultați un medic specialist ca să reușiți să depistați alimentele care vă produc disconfort. Depistarea și, în consecință, excluderea acestor alimente din dieta dumneavoastră vă poate ușura semnificativ existența. Să aveți o zi frumoasă! La revedere!